Bun găsit, dragilor! Din ce am văzut astăzi în emisiunea Mireasa, se pare că aproape toată casa Mireasa este împotriva lui Andrei, în special casa băieților, se pare că toți au pornit un război împotriva lui și au avut aseară o discuție foarte concludentă în acest sens. Adică din ce am văzut, inclusiv Vlad, care până acum era cumva de partea lui și l-a ajutat în demersul lui de a o cuceri pe Irina cu idei și cu tot felul de sfaturi, se pare că acum a trecut în tabăra celorlalți băieți și a fost de acord cu ei cum că Andrei se victimizează și acum de când are titlul de Mirele Săptămânii se folosește de acest lucru și face foarte mult pe bossul în casa Mireasa. De asemenea, probabil ați văzut că o parte din fete consideră același lucru în frunte cu Irina, Hatice și nu mai știu cine era acolo la discuție. Da, se pare că cam toată lumea este de acord că Andrei îl provoacă pe Bogdan la tot felul de certuri și discuții în contradictoriu, tocmai pentru că a văzut că acesta se aprinde repede și spune lucruri care nu-i fac cinste, folosind și un limbaj neadecvat. Inclusiv doamna Simona i-a tras atenția în timpul live-ului lui Andrei că îl cam provoacă pe Bogdan și ar trebui să stea puțin, să stea unul de parte față de celălalt, pentru că, într-adevăr, se vede că nu se înțeleg și ar trebui mai bine să se evite ca să nu mai stârnească atâtea discuții. Eu aveam o părere bună despre Andrei la început, părea un tip cu bun simț, emotiv și se vedea că a fost încercat de viață, dar acum după toate aceste discuții și conflicte, încă nu știu ce să spun. Posibil ca adevărul să fie undeva la mijloc, ca de obicei într-un conflict. Nu știu, dumneavoastră, de partea cui sunteți în această situație.